Slăvit să fie Domnul! Timpul s-a scurs repede și vedem că trupurile caută ca să tragem, să ne odihnim. Dar profit un pic încă de răbdarea sfinților voastre, preacucernice părinte profesor și preacucernice părintele Ionel, și aș vrea să privim un pic la cei care au fost, așa cum s-a vorbit în seara aceasta, și pentru ce este dedicată seara aceasta, pentru cei care au fost înaintea noastră. Și atunci când vorbim, mi-aduc aminte de o întâmplare. Eram copil. Acasă am fost 10 copii. Eu sunt cel de-al doilea din familia noastră. Și drumul de acasă până la școală, la care am început să învățăm primele lecții și primele cifre, era un pic lung și iernile erau grele. Și de multe ori, Tata, Dumnezeu să-L odihnească, mergea în fața noastră. Zăpada era trecut de genunchi. Iar noi doi sau trei, cât trebuia să mergem, pășeam pe urmele Lui. Și mă gândeam ce bine ea atunci când aveam urmele făcute de niște înainte, de tata. Și așa de mult mă bucuram că zăpada nu mi-intra nici în bocanci, nici în cizme, cum aveam atunci, și cu opinci am mers. Nu mi-intra. Mă întorc la cele duhovnice și privim așa la starea noastră, privim la părinții noștri. S-a vorbit aici așa de mult de părinți. Și cred că nu este un lucru mai sfânt și mai drag decât să-ți amintești. Au spus părintele profesor, noi cei care suntem în oastea Domnului și în ortodoxie, aceasta este rugăciunea ca un cerc, dacă vrem să-l folosim. Atunci când am rupt lanțul și veriga cu cei care au plecat, noi nu mai suntem așa, suntem o jumătățiți, un sfert sau nici un sfert, 10% mai rămânem din ce. Dar atunci când lanțul este întreg și când nicio verigă nu lipsește, atunci noi avem legătură cu sfinții. De multe ori la adunarea noastră în Salcea, tot în biserică, noi o ținem. Suntem puțin tei, așa am rămas. Și m-am gândit așa adeseori, când spuneam că frații erau înfigurați, așa să spunem, suntem puțini. Și a spus, dragilor frați, uitați-vă pe boltă, avem o boltă mare, o biserică frumoasă, în stânga și în dreapta, și sus, suntem singuri. Nu simțiți puterea celor care ne veghează, ochii cei care se roagă pentru noi? Suntem singuri niciodată și nu putem, pentru că cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă sunteți doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu, de câte ori mai mult de doi sau trei. Suntem la 100 de ani de oastea Domnului. Istoria creștinătății vorbește de veacurile de aur ale creștinătății, când au fost martirii, sfinții părinți, jertfiți pe arenele Romii, când sfârșeau în dinții leilor sau al șacalilor sau toate fiarele care erau aduse. Nu știm Dumnezeu cât va mai rândui viața pe pământ, pentru că El nu ne-a dat niciun drept ca să spunem că va mai fi 100, 200, pot să mai treacă mii de ani până când va veni Domnul. Ce poate să spunem noi despre veacul întâi al oastei Domnului? Atunci când mergem la onomastică cuiva, cred că fiecare dintre frățiile voastre ați fost și mergem la un frate, la o soră, sau împlinește ani, sau mergi cu ceva, te pregătești cu ceva. Eu mă întreb pe mine însumi, nu vreau să fac o dojană cuiva, cu ce am mers eu la 100 de ani? Ce am strâns eu? Dacă ne-am uitat aici, poate am spune că din multe adunări mai suntem doi sau trei, fraților, așa s-a cernut lucrurile. Nu că am fi noi reprezentanții adunărilor mari, nu. Așa simt frații în ziua de azi, sunt frații noștri, ne dor. Sunt cei cu care am crescut, la aceeași mamă, în același leagăn am fost, căci leagănele la noi era un leagăn care a mers la 10. Și totuși acum când ne întâlnim, sunt divergențe.
Și aceasta este o durere pentru mine însumi și cred că pentru toată frățietatea din oastea Domnului. De aceea este timpul acum mai potrivit ca oricând altă dată să strângem rândurile. Pentru că venirea Domnului se apropie cu pași repezi, El este chiar la uși, noi nu simțim lucrul acesta. Dar să știți că El ne cercetează cum noi nu știm. Și aș vrea să amintesc aici să mă ierte părinții, profesori. Eram prin anii 72, 73, 74, cred că puteți să mă corectați. Și am mers într-un circuit, așa se mergea în vremea aceea. Și am ajuns la Moldova Nouă, la Padina Matei, cred că vă spune lucrul acesta ceva. Este satul unde părintele Gheorghe Mihoc, Dumnezeu să-l odihnească, fratele mai mare, cred, a avut prima parohie după ce a terminat seminarul la Curtea de Argeș. Am ajuns acolo de sărbători. Era un sat de minieri pe un vârf de munte. Noi de acolo am mers cu o mașină de minieri care erau obosiți și plini de alcool. Ne-au urcat până sus, până am ajuns la părintele. Părintele avea, nu știu, câteva săptămâni, luni, probabil, de când fusese instalat acolo, ne-a primit cu dragoste, bineînțeles. Făcea, cred că, și ajunul. Am prins și ori cu icoana la botez, ori la... Dar știu că în seara de Revelion am făcut-o acolo, la părintele. Și am spus așa de frumos, nu mai știa lumea. Niciodată în satul acela, biserica, părintele a găsit o magazie. Erau scule, târnăcoape, tot felul de cazmale, tot felul era. Și atunci a făcut curățenie repede între timp când a fost instalat și a zis în noaptea de Revelion tot satul să vină acolo pentru că voi face slujbă. Toți se mirau, ce-o fi aceea? Și așa a fost. Părintele a făcut slujba și rugăciunile care se fac atunci de la trecere dintr-un an în celălalt, dar la ora 12 s-a tras clopotul, s-a stins luminele toate, candelabre și lumânări, ce era. Părintele în fața Sfintei Mese, în genunchi, și s-a început cu o rugăciune așa specifică oastei Domnului în Duh. Și așa de mult ne-am înălțat, am crescut acolo când am plecat de la el. Am spus, părinte, și mai mult decât atât, vreau să amintesc ultima întâlnire pe care am avut-o tot cu părintele la Prelipca, de ziua de Arhanghel, Mihail și Gavril, în următorul an, chiar în celălalt an de sărbători, Dumnezeu l-a chemat acasă. Eram cu corul, noi acolo am cântat și acolo la masă, la agapa aceea care s-a făcut, eram toți prezenți și el ca niciodată, eram toți coriștii noștri, erau el în mijlocul nostru, să mai cântăm o cântare, să mai cântăm o... Aia, imaginea aceea o văd tot timpul, în ochii mei. Iar atunci când... Nu vreau să lungesc și vă rog să mă iertați, am și emoții. Când s-a dus vestea că părintele, cu doamna preoteasă, maica preoteasă și cu băiatul, la noi s-au auzit prime, m-a sunat, eram în biserică, cred că începuse Sfânta Liturghie, eram în cafas cu corul și atunci s-a făcut o rumoare la biserică, la Salcea, preț de câteva minute a fost liniște. Și mă gândeam, ce oameni, așa sunt înaintașii noștri, chiar dacă unii se rușinează, chiar dacă unii, vedeți astăzi oamenii, de multe ori când întâlnesc un preot, fug, se poate întâmpla ceva sau nu merge bine în ziua respectivă. Ce înșelător este diavolul și cum poate. Dar atunci când vede altceva, atunci primește și îl distrează și îl face ca să crească. De aceea, dragilor frați, rămân la cuvintele acestea și vreau să mai amintesc cu cineva, iarăși, iertat să-mi fiu. Lăsați-l la noi, îl știți pe fratele Emil Leonte. Când m-am uitat pe chipul acesta și eu am tabloul, a fost un cheșul meu, fratele tatălui meu. Când fratele Arcade era în închisoare, putem vorbi de ei, că ei sunt trecuți în Biserica Triumfătoare. N-avem nicio grijă că îi înălțăm prea tare.
Când fratele Arcade a plecat la închisoare, cei 5 copii de după închisoare, el i-a botezat. Și în toată săptămâna se făcea strângere la noi. Nu cu bani, bani era mai greu de strâns. Cu anumite produse și se strângeau de multe ori prea mult. Și mergeau 2-3 frați, nu erau mașini, nici căruțe, nici nimic. Și mergeau până la podul Vlădichii. Părinții știu și cei care ați mers. De acolo se cobora și ei cred că vreo 3-4 km să mergi cu un sac de făină în spate, nu este ușor. Așa au fost înaintașilor și nu spuneau la nimeni. Când mergeau și când se întorceau, noi eram doar niște copii, iar pe genunchii fratelui Moruz mi-aduc aminte, eu am crescut. Venea la un cheșul la fratele Emil, noi eram mici, nu mai sărem gardul. Și pe genunchii lui am crescut și al fratelui Arcadi. Să nu mai vorbim de frații ceilalți care ne sunt cu adevărat părinți și pilde vii pentru noi cei care suntem așa de departe cu trăirea noastră, cu viața noastră, cu obligațiile noastre, când noi ni le facem și le complicăm așa de mult, căci așa este. Închei cuvântul și rog, nu o să fiu iertat, citesc doar ceea ce spune Sfântul și Marele Apostol Pavel. Acest Mare Apostol, Vechiul Testament, vorbește despre Solomon care a zidit casa și palatul și templul acela minunat. Sfântul și Marele Apostol Pavel nu a făcut aceasta, el a zidit și el catedrale, dar omenești, dacă ne gândim numai, mâinile lui s-a întins peste 3 episcopi pe care i-a numit și ceilalți 12 ucenici și el a zidit legătura aceasta a catedralelor sufletești. Pentru că de multe ori, așa cum s-a spus și cum au vorbit părinții din Germania și în toată Europa, sunt niște clădiri uriașe, dar pe dinăuntru sunt goale. Sfântul Apostol Pavel la Efeseni 4, începând cu versetul 1, spune așa: vă sfătuiesc, dar eu cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemare pe care ați primit-o, cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții, îngăduindu-vă unii pe alții, și căutați să păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Este un singur trup, un singur Duh, după cum și voi ați fost chemați la o singură nădejde a chemării voastre. Este un singur Domn, o singură credință și un singur botez. Mă opresc aici, fraților și surorilor. Aceasta este și dorința noastră, să rămânem în unitatea Duhului. Pentru că de aici nu ne poate smulge nimeni, de aici nu ne poate să fim înrădăcinați în cuvântul lui Hristos. Iar noi, cei care suntem în oastea Domnului, suntem lucrarea cea mai duhovnească, fica duhovnicească a Bisericii Ortodoxe. De aceea noi nu ne putem clătina niciodată. Uitați-vă la cedrii Libanului când vin furtunele, acele puternice sunt date la pământ. După aceea se ridică încet unul câte unul și răsar. Noi să rămânem așa strâns, chiar dacă suntem o turmă mică. Vine o zi când ne vom întâlni cu fratele Nicolae, cu sora Aglaia, cu toți ceilalți frați, cu fratele Arcade, fratele Titus, câte clipi minunate am trăit cu acest om care era și a trăit cu un singur plămân. Mergeam la adunare și la biserică cu el, eram câte 30-40 de tineri, nu erau mașini atunci, veneam câte o noapte prin trenurile înghețate de la St. George sau din toate direcțiile și când ajungeam acasă eram atât de fericiți că mergeam direct la servici, nu venem acasă. Și Domnul i-a luat acasă și ne uităm în urmă cu groază, parcă nu mai suntem la înălțime. Așa ne place de mult și mie îmi place să-i povestesc și să dau îndemnuri, dar când ajung să calc pe urmele mele cum călcam odinioară pe urmele tatălui meu, adeseori mă văd rușinat. Domnul să ne ajute, să ne întărească și să ajungem la unitatea credinței și să putem ajunge în ziua aceea când ni se va spune tuturor
veniți binecuvântații tatălui meu, de moșteniți împărăția tatălui cerului care v-a fost pregătită vouă înainte de întemeierea lumii. Slăviți să fie Domnul în numele Tatălui.